Sistemul de sănătate este un adevărat labirint pentru orice pacient, dar mai ales pentru cei care suferă de cancer. Fără să cunoști pe cineva care să te îndrume, nu ai nicio șansă, o recunosc chiar medicii. În țara noastră, cancerul bronhopulmonar are o mortalitate de 80% din cauza acestui drum lung dintre suspiciunea de boală și momentul diagnosticului. Urmează un nou episod Pacient în România. Timpuri foarte periculoase, foarte grele. Pentru noi de la țară, ca bătrâni. Pacientul din imagini este din turnul Măgurele. Odată cu suspiciunea că ar putea suferi de cancer pulmonar, a început și lungul drum spre tratament, la fel de greu și complicat ca diagnosticul. Am fost la turnul Măgurele, că sunt inițiat într-o bună vecină, și ne-am dus acolo și m-a băgat și mi-a pus niște rațe. Dar mi-am pus prima dată o programare. În timp, cu 20 de zile, m-am dus la Alexandria acolo, mi-a făcut tomograf, după aia am venit la turnul înapoi, mi-a făcut și turnul rază și a zis, băi, noi n-avem ce să facem, că n-avem aparatură, dar tu ai niște probleme mai complicate. Păi și ce să fac? La București, dă-mi trimite în București. Trimiterea la București este pentru un bolnav din mediul rural ca o trimitere în necunoscut. Dacă nu au o rudă sau o cunoștință, oamenii nu știu încotro să o apuce. După aia am sunat băiatul. La țară sunt cam în jurul 90, care 96. N-au posibilități. De ce e atât de greu ca un pacient suspect de cancer bronhopulmonar să afle dacă este bolnav sau nu? Iată cum arată în România acest drum spre aflarea diagnosticului pe care fiecare pleacă pe cont propriu. În România, pacientul suspect de cancer bronhopulmonar este nevoit să aștepte până la un diagnostic final 5-6 luni, adică peste 150 de zile. Autoritățile încearcă să rezolve această problemă prin Planul Național de Cancer, unde timpul maxim pentru diagnostic este de cel mult 50 de zile. Dacă ne uităm însă la ce se întâmplă în alte țări din Europa, o să vedem că acolo pacientul cu o astfel de boală este diagnosticat în 10 zile. Pacientul merge la medicul de familie sau la pneumolog pentru trimitere. Trebuie să facă bronhoscopie și radiografie sau computer tomograf. Dacă acolo unde face bronhoscopia medicul nu poate să preleveze și biopsia, pacientul merge la alt spital. Rezultatul biopsiei vine într-o lună. După confirmarea diagnosticului, pacientul trebuie să își caute un oncolog, adică ajunge la alt spital. Oncologul pentru diagnostic complet îi cere alte analize, imagistice și teste genetice. Pentru analizele imagistice, pacientul este din nou pus pe drum. Trebuie să vadă unde le poate face și când. Până aici au trecut deja câteva luni, așa că primele analize deja nu mai sunt de actualitate, iar medicul poate pune pacientul să le repete. Dacă rezistă pe tot acest traseu, bolnavul va începe tratamentul după câteva luni din momentul în care a avut primele simptome de boală. Aceste întârzieri sunt cuantificate, de fapt, în vieți pierdute. Un pacient dintr-un sat din România care nu știe pe nimeni, dacă nu are pe nimeni un copil, o rudă care să se ocupe de toate lucrurile astea, ia startul cu întârziere. Face toate drumurile astea, da, dacă are bani. Și depinde foarte mult de bunăvoința medicului. Cred că e o chestie de bunăvoință, nu știu, la care ajunge, dacă are disponibilitatea și timpul să facă toate programările necesare și toate să scurteze acest drum pentru pacientul nostru. Doar că bunăvoința medicului de a ajuta pacientul nu există întotdeauna. În plus, lipsește și aparatura pentru diagnostic. Medicii, dar și decontarea unor analize amănunțite, cum ar fi testele genetice, care costă mii de euro. Toate acestea sunt suportate de industria farmaceutică sau de pacienții care își permit, care sunt foarte puțini, adică un procent foarte mic, de 2%. Suntem un paradox în care dispunem de medicamente eficiente, scumpe, dar nu dispunem de mijloace de diagnostic, accesul la ele este destul de greu și astfel pacienții de multe ori nu ajung să facă tratament. În România, cancerul bronhopulmonar are cea mai mare mortalitate, 80%. Anual, 12.000 de pacienți sunt diagnosticați cu această boală, iar 10.000 pierd lupta. Nu este însă o statistică oficială, pentru că țara noastră nu are un registru național de cancer. Asta înseamnă că autoritățile nu au cum să știe la modul real care este nevoia de aparatură, personal, tratamente pentru acești bolnavi sau programe de screening. Dezideratul ar fi ca în fiecare, să existe un centru de bronhoscopie, cel puțin
în fiecare spital județean. Trebuie vorbit despre accesul pacienților la puncție biopsie ghidată sub tomograf sau ecograf. O manevră care cred că este absolut necesară și iarăși sunt puține centre care oferă aceste manevre pacienților oncologici. Accesul la aceste analize există numai în orașele mari, dar și aici sunt puține centre. Chiar pentru pacientul care vine din mediul rural este infinit mai greu. Trebuie să aibă în primul rând bani, dar și puterea de a face față unei lungi așteptări, pentru că programările se fac după luni de zile. E clar că un pacient din București are cumva un avantaj față de un pacient din altă parte. Pentru tratarea cancerului bronhopulmonar e nevoie de medici de radioterapie intervențională, care pot fi numărați pe degete în România, și de pneumologi, o specialitate cu un deficit mare. Traseul pacientului oncologic a fost creionat pe hârtie, deocamdată, în Planul Național de Cancer. Autoritățile trebuie să găsească acum banii necesari și resursa umană pentru a-l pune în aplicare.